În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum era firesc, în pericopa evanghelică de astăzi, elementul principal sau primordial este accentul pe puterea lui Iisus Hristos. Cine trece? Cine este cel ce vine pe aici? Cine este cel spre care se îmbulzesc oamenii? Este Iisus, cel din neamul lui David. Și atunci, orbul, primul lucru pe care îl face, rostește în plen și în auzul tuturor, ca pe o predică generală, dacă ar fi să... sau ca pe un îndemn general, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Deci, iată o formă de rugăciune a lui Iisus, scurtă, dar exact cum spune Apostolul Pavel mult mai târziu, doresc ca în biserică să spun 5 cuvinte cu inima decât multe ca păgânii. Deci elementul primordial al temei de astăzi este puterea rugăciunii. Și noi, dacă stăm să ne concentrăm foarte bine, îmi aduc aminte că data trecută am pus accentul pe o problemă și o să încerc ușor să alunec de acolo înainte, pentru că ele au o continuitate. Cum vă spuneam, esențialul în rugăciunile pe care noi le facem este să respectăm cele trei motivații ale rugăciunii. Cererea, mulțumirea și lauda. De ce îi cer lui Dumnezeu? Pentru că Evanghelia mi-a spus, bateți și se va deschide, cereți și vi se va da. De ce îi mulțumesc lui Dumnezeu? Pentru că tot Evanghelia îmi spune, dacă voi răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din cer, va da celor ce cer de la dânsul. Deci nu întâlnim un Dumnezeu surd sau mut, ci întâlnim un Dumnezeu care este în contact cu realitatea și cu umanitatea. Doamne, fica mea are demon, este cumplit muncită de diavol. Fie ție cum voiești, s-a tămăduit fica în ceasul acela. Doamne, zi numai cu cuvântul. Sluga mea pătimește. Nu intra sub acoperământul casei sufletului meu, că nu sunt vrednic. N-am văzut atâta credință nici în Israel. Deci cât avea sutașul roman. În momentul în care apar leproșii care strigau de departe și s-au curățit pe motiv că se duceau să se arate preoților, deci au luat contact cu harul și cu biserica Vechiului Testament, care este continuitatea bisericii celei noi, nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, că sunt o umbră a celor noi, iată că avem de-a face cu un Dumnezeu care aude, vede și înțelege dorința. Intrând în casa lui Petru și văzând-o pe soacră, s-a aprinsă de fulgăr, a luat-o de mână și s-a vindecat frigurile și slujea lui. Și iată-l vindecând în Evanghelia de la Matei doi ori, despre care evangheliștii comentează că ar fi unul și același, dar pentru că au fost două istorioare, cel ce a scris pe urmă a vorbit de doi odată, iar cel care a fost martor, Luca, a scris doar de orbul pe care îl știa, de Bartimeu, cel care era din Erihon. Parcă așa țin minte, nu cred că am greșit. Da, un nou orb din Erihon, ce ședea lângă drum cerșin. De ce am pus accent pe această problemă, că Dumnezeu aude? Pentru că așa spune și în... așa spune și în rugăciune. Cele de folos sufletelor noastre la Domnul să cerem. Și acum de ce vorbim de rugăciunea de laudă? Nu există nimic pe pământ care să fie mai presus decât lucrarea sufletului atunci când auzim spus de Mântuitorul Iisus Hristos prin propriile sale cuvinte următorul lucru. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său dacă lumea întreagă ar câștiga și sufletul ar pierde? N-a folosit nimic. Bogățiile trec și rămân.
chiar folosește un termen, n-adunați bogății unde le roade molea sau le fură furul sau le mănâncă rugina, ci adunați-vă bogății în cer, bogăția cea neperitoare, pentru că așa pățesc cei ce nu se îmbogățesc în Dumnezeu, pot muri sau pot să le piardă și să le împartă alții, unul muncește și altul risipește. Tot la rugăciunea de laudă, pentru că aici mă interesează să laud pe Dumnezeu, găsesc următorul lucru spus. O laudă care vine direct de sus din cer. Acesta e fiul meu iubit, pentru care am binevoit pe el să-l ascultați. Deci iată, am de a face cu un Dumnezeu care are legătură cu cerul, care are legătură cu veșnicia, care are legătură cu nemurirea și va da cele bune celor ce cer de la dânsul. Deci întâi am un Dumnezeu bun. Și cum îl lăudăm pe Dumnezeu? Ca ta e stăpânirea, împărăția, puterea și slava. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ieși ție slavă, înălțăm. Cu noi este Dumnezeu, cu al său dar și a sa iubire de oameni. Deci acestea sunt stihuri sau ecfonise, cum se numesc ele în termenii liturgici ai bisericii, prin care prea înălțăm puterea lui Dumnezeu. Că sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deci proslăvim treimea. Și când ne uităm în rugăciune, cum ne rugăm? Cea mai scurtă rugăciune este: Doamne, miluiește-mă! Asta este forma. Dar Sfinții Părinți nu admit pe scurt, pentru că dacă vom citi în Filocalia 4 și la Simeon Nou Teolog, în Filocalia 8 găsim două mărturii. Spunând: Doamne, miluiește-mă, nu știi cine-i Domnul care te miluiește, dar când mărturisești dumnezeirea Fiului, puterea Tatălui, întruparea Cuvântului, în capitolul către evrei, în epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel spune așa: mare este taina creștinătății. Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a vestit între oameni, s-a arătat în trup, s-a născut pe pământ, a pătimit, a înviat și s-a înălțat la cer și pe noi ne-a mântuit. Deci iată, acesta e Dumnezeu pe care îl mărturisesc. Deci când spun: Doamne, miluiește, eu nu știu cine e Domnul meu miluitor, că nimeni nu poate sluji la mai mulți domni sau la doi domni. Ori pe unul va urâ, ori pe altul va iubi. Un domn e mamona nedreptății, despre care Scriptura mă învață să-mi fac prieten pe Dumnezeu prin mamona nedreptății, adică prin averea nedreaptă să te mântuiești, prin milostenie. Și unde găsim mărturia? O găsim chiar prin faptele apostolilor. Sunt două mărturii pe la capitolul 9 sau 10 în care spune așa: Cornelie, rugăciunea ta și milosteniile au ajuns la Dumnezeu. Deci vedeți, asta este puterea de a face bogăție cu Dumnezeu prin lucrarea mamonească a banului, adică să nu-l ții să ruginească sau să te omori pentru el și să te judeci, ci să știi să-l folosești ca să te mântuiești. Mergem mai departe și spunem așa: că în momentul în care eu ajung să fiu un punct în care să înțeleg contactul dintre mine și Dumnezeu, mai am nevoie de un singur lucru, nu numai de milostenie, ci am nevoie de esența rugăciunii, de dogmatica din rugăciune. În crez în Tatăl nostru, în preasfântă treime, în împărate ceresc, în toate găsim dogma și le luăm pe rând ca să vedem că ce se întâmplă. Trăim șoiera poeziei. S-au născut atâția imnografi, s-au născut atâția făuritori de acatiste. V-am spus odată, cel mai interesant acatist care nu a apărut încă este acatistul de durere, de bătături, de durere în călcâi, de creșterea unghiilor, de negi la picioare. Deci s-au inventat tot felul de acatiste. Deci este total contrar învățăturii bisericii. Ele rămân ca simple teologumene, că oamenii le-au inventat și le răspândesc de capul lor. Deci nici nu s-a proslăvit bine un sfânt, un cuvios, un trăitor al nostru pământesc,
care sunt niște reguli de fier ale bisericii și niște reguli de netrecut ale bisericii și oamenii vin deja și fac stihuri, fac ei acatiste, fac ei cântări, paraclise. Trebuie să fim foarte atenți. De ce? Când vorbim de acatistul Sfântului Duh, deja facem o blasfemie. Nu umblă bezmetic Duhul Sfânt. Ne arată învățătura dogmatică că este strâns legat de lucrarea împreună, unită și neamestecată cu celelalte două ipostasuri, Fiul și Tatăl. Tatăl îl deșartă pe Duhul prin purcedere, iar Duhul îl descoperă pe Fiul din iubire, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a întrupat de la Duhul Sfânt, vedeți, și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Dar cu ce scop? Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Deci eu când mă rog, cum mă rog? Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Deci întâi dau slavă lui Dumnezeu pentru măreția Lui. Dacă vreau să spun rugăciunea Trisagion, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, eu spun că nu mă oprește nimeni. Dacă vreau să spun rugăciunea Împărate Ceresc, arăt și care este rolul acestui Împărat Ceresc, ipostasul Duhului Sfânt și lucrarea Lui în lume, care toate le împlinești, care pretutindenea ești, care te sălășluiești într-un noi, prin botez și prin mirungere, prin puterea celor șapte taine lucrătoare din biserică și curățești toată spurcăciunea, deci tot ce se cheamă gând rău, patimărea, pornirea cărnii, sângelui și mântuiești sufletele noastre. Deci atât de ce mă rog cu această rugăciune, atâta. Atâta. Omul crede că dacă a citit jumătate de carte de balastru, băi, gata, l-am convins pe Dumnezeu astăzi, Dumnezeu nici nu mai lucrează pentru altul, numai pentru mine. Nu e așa. Dumnezeu lucrează pentru un singur cuvânt. Și stând în spatele bisericii și bătându-și pieptul, striga: Doamne, milostiv, fii mie păcătosului. Și spune finalul Evangheliei: m-a îndreptat, s-a întors la casa sa. Deci vameșul, că la el ne referim. Iată ce rugăciune face fiul risipitor. Alt om care nu avea tangență cu rugăciunea și petrecuse multă vreme alandala în păcate și în răspândire și în cheltuială de avere materială. Mă voi scula, deci asta arată poziția de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, v-am explicat odată de mult, nu se face rugăciune îmbrăcat sumar sau în costum de baie, ci este o decență a bunului simț față de icoană, față de candelă, față de ceaslov, față de psaltire. Deci ca femeie ai un capot sau o eșarfă ușoară pe cap, ca bărbat ai un trenic sau o cămașă pe tine, că Dumnezeu nu le interesează că te rogi tu nizmene sau ai blugi pe tine, asta nu-L privește. Dar nu stai dezbrăcat în fața lui Dumnezeu și faci rugăciune, că nu ești Adam în grădina raiului. Și după ce spune, mă voi scula, arată trezvia și apoi spune, mă voi duce la Tatăl, deci rugăciunea se face în mai multe locuri. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Vorbim de o rugăciune particulară, personală. Și când spun mă duc la Tatăl, mă duc spre lumânare, candelă, ceaslov sau icoana din colțul casei de la răsărit, unde este altarul tău de rugăciune, sau mă voi duce la Tatăl, mă voi duce la biserică. Deci este forma de rugăciune obștească și comuniunea care ne desparte de toate religiile lumii, pentru că numai rugăciunea în comuniune aduce dragostea, iubirea, bucuria și împăcarea cu Dumnezeu. Și de aceea Sfinții Părinți, ca să arate valoarea rugăciunii din biserică, spuneau așa, cu o psaltire citită în regim privat, adică particular în casă sau la chilie, abia este echivalentă cu un Doamne miluiește rostit în cadrul Sfintei Liturghii
de toată obștea creștinească, în timp ce preotul face rugăciunea de invocare și de venirea Duhului Sfânt peste Sfintele Taine, în puterea euharistică și în lucrarea Sfintei Liturghii. Deci ați înțeles? Deci de aceea spune, mă voi duce la Tatăl. Dar iată-l pe acest tânăr spunând bucata de rugăciune care îl doare. Mă voi duce la Tatăl și voi spune, Părinte, am greșit la cer și înaintea Ta. Iată ce rugăciune scurtă. Doamne, am greșit, iartă-mă! Este forma de care avem noi nevoie și părinții filocalici, iar părintele Cleopa, bătrânul de la Siestria, întotdeauna spunea așa când se certa cineva. Cine zice primul, iartă-mă, crapă diavolul. Și în felul acesta reușeai să biruiești. Părintele Paisiolaru spunea altfel. Cine poate răbda pe aproapele când l-a supărat, este ca tinerii din roa Vavilonului care nu s-au ars de văpaia focului mistuitor al idolului care se încinsese acolo a cuptorului de aur din câmpul de Ira, cum spune Icosul. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegem că de fapt toată această esență ce am vorbit-o noi până acum ne duce în ceea ce vă spuneam eu din rugăciune Tatăl nostru data trecută, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci iată o altă rugăciune dogmatică care mi-arată clar și categoric. Și data trecută n-am pus accent că nu se lega de ea, dar astăzi are efect. O să vă spun așa. Noi ne prefacem că ne rugăm. Dumnezeu se preface că ne ascultă. Noi ne prefacem că iertăm. Dumnezeu se preface că ne iartă. Noi ne prefacem că nu ținem minte rău. Și Dumnezeu se preface că nu ținem minte rău. Și am uveți zice, dar cum scoboară Dumnezeu la ironia omului? Da. Dumnezeu se descoperă oamenilor prin energiile Lui necreate și lucrătoare ale Duhului Sfânt în lume, în opera de mântuire. Da. Te așteaptă un an și strupi un picior dacă vede că nu te îndrepți. Dar nu ți-l rupe din răutate, tu ți-l rupi din neglijență, dar e un semn să-ți aduci aminte că durerea e actul care te face să gândești la Creator, suferința, jertfa. E o greșeală să credeți că Dumnezeu se apucă de nenorocit sau de stâlcit oamenii ca să ia... Dacă ar fi așa, vă închipuiți cum ar fi stând în autobuz când deja te-ai uitat pe muiere, pac să-ți sară ochiul, exact ca o portocală explodată. Să vezi dacă ai mai vedea vreun curvar. Când ar îmbla unul dezmățat, pac, numai să vezi că crapă inima din el și l-ai văzut mort jos. Mamă, ce ar fugi omul de păcat. Se intervine în liberul arbitru și nu mai este primit. Pocăința trebuie să fie de bună voie. Și iată ce spune Evanghelia despre acest mod de contact între om și Dumnezeu, care trebuie să fie de o finețe. Ați văzut vreodată un ceas mecanic? Nu porcăriile astea electronice. Are un sistem întreg de rotiție. Acelea toate se angrenează una pe alta, dar nu se încurcă una pe alta. Și în mișcarea lor mecanică produc învârtirea acelui Zeiger care îți arată ție ora și are și un avans. Dacă îl dai mai tare, îți merge ceasul înainte, dacă îl dai mai încet, îți rămâne în urmă. Dar meșterul care l-a făcut și l-a creat, îi dă posibilitatea să aibă o stare de echilibru în care spune, zice, domnule, am un ceas perfect. Îmi merge exact... Nu-mi rămâne nici în urmă, nici înainte, nici cu o secundă. Ei, aceea este trezvia de care avem noi nevoie în lucrarea noastră unul cu celălalt și noi cu Dumnezeu. Cum trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu? Iată ce spune Scriptura. Neam curvar și păcătos, până când voi fi cu voi? Deci îl enervează pe Dumnezeu starea noastră de lâncezeală și de mizerie sufletească în raport cu măreția harului și a puterii lucrării mântuitoare. Adică ce treabă avea Dumnezeu să-L intereseze cu un ticălos de om, nu i s-a supus și a ajuns pe pământ și să se jertfească fiul pentru ridicarea omului la starea cea din tâi, iar omul să zică cum face românul nostru. E, și ce dacă? Nu e așa. Spune Evanghelia, cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui. Deci ce auzim noi în momentul de față? Că ce vrem să ne facă nouă Dumnezeu, trebuie să-i facem noi Lui.
Ce vrem să ne facă nouă oamenii, să le facem noi lor. Păi tu scuipi, bârfești, faci rău, clevetești, dușmănești, pismuiești, faci mahala și vrei să fii respectat, n-ai cum. Singur îți faci dușmani, soacră, mamă, frate, soră, prieten, vecin, cumnat, șef de scară, bloc și așa mai departe, până la servici. Dacă taci, proverbul popular vine și sudează ce legătura dintre oameni. 7 sate n-au ce-mi face dacă trec și le dau pace. Deci iată care este normalitatea. Paza gurii, pentru tot cuvântul de șer vom da seama. Pentru timpul pierdut de șer vom da seama. Să nu-i zici fratelui tău nebune că greșești de moarte și așa mai departe. Nu huli, cel ce judecă înainte de Dumnezeu, Antichrist este. Cine urăște pe aproape și spune că iubești pe Dumnezeu, mincinos este. Deci iată mărturii din Scriptură care ne arată relația cu Dumnezeu. Și iarăși spune Hristos, dar cine se va rușina de mine în neamul acesta ticălos și viclean? Și eu mă voi rușina de el când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Și acum cineva va zice, păi adică cum m-am rușinat? Simplu. Iarăși legătura de bunăvoie. Flămând am fost și nu mi-ai dat, însetat și n-am băut, gol și nu m-ai îmbrăcat, bolnav și nu m-ai cercetat. Și ei vor zice, Doamne, dar unde, când, cum te-am văzut? Și iată răspunsul cât este de simplu, tot la semenii noștri. Întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Deci iată forma de despărțire de Dumnezeu. Și mergem până acolo unde, acum vine Hristos și arată măsura înălțimii de urcare la El. Cel ce mă iubește pe mine, auzi ce frumos, cel ce mă iubește pe mine, păzește poruncile mele. Și pentru că El mă iubește, Tatăl meu îl va iubi pe El. I-auzi? Deci pentru simplu fapt că eu îl respect pe Hristos, Tatăl cel din cer mă iubește pe mine că îi iubesc Fiul. Și auzi ce spune mai departe Iisus, nu rămâne așa. Eu și Tatăl, deci amândoi, adică și Dumnezeu Creatorul și Dumnezeu Cuvântul Împlinitor, vom veni la El și ne vom face să lași în El. Și spune psalmistul David, Fiule, dă-mi mie inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Dacă în inima ta e Dumnezeu, obligatoriu este toată treimea. Și de unde știm aceasta? De la Buna Vestire, că Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. Deci când puterea Celui Preanalt și cu Fiul sunt în mine, Duhul categoric o lucrează, pentru că asta este perihoreza, deci lucrarea intertrinitară. Aia este un termen mai așa, m-am dat și eu deștept că vin de la școală. Mergem mai departe. Spune Iisus, cel ce lasă mamă și tată și frate și soră și fiu și fică și holdă și țarină și casă și moșii pentru mine, vrednic este de mine. Și acum foarte multă lume se întreabă, când, Doamne, să-mi las eu bunăstarea, tinerețea, frumusețea, inteligența, cultura, deșteptăciunea, liciențele, toate titlurile și onorile și să mă duc după Dumnezeu să mor de foame și să stau la cheremul cuiva doar în ideea că îl slujesc pe Dumnezeu. Da? În aceasta constă nebunia acestei lumi. Că așa spune, fiii luminii merg în lumină cât au lumina și umblați în lumină cât e lumina la voi. Care este acest termen al luminii pe care îl putem descoperi aici? Îl găsim în Evanghelia de astăzi. Doamne, vreau să văd! Iată ce frumos! De asta v-am dus pe ocolite, că Evanghelia are 6 pasaje, n-ai ce să înțelegi din ele prea mult. Spune așa, oprindu-se, Iisus a poruncit să-l aducă la el și l-a întrebat, ce voiești să-ți fac? Deci iată ce frumos, să stai la sfat cu Dumnezeu și să-i ceri ce vrei tu. Și el să-i răspunde, Doamne, vreau să văd. Și acum avem răspunsul lui Iisus și intrăm în partea a doua predicii că se expiră timpul. Și Iisus i-a zis, vezi
Credința ta te-a mântuit. Și întrebăm mai departe ce o mai fi însemnând că restul s-a și terminat Evanghelia. Și că vezi, credința ta te-a mântuit. Ce înseamnă a vedea? E foarte interesant. Unii cred că văd cu ochii trupești. Da, vedem flori, vedem câmpuri, păduri, pajiști. Alții au dorit să vadă lumina din inimă, cum a fost Grigore Palama. Alții au dorit să vadă lumina din minte, practica rugăciunii lui Iisus, Simeon Nou Teolog, și nu numai ei, mii de asceți. Alții au dorit să-L vadă pe Iisus și L-au văzut, fie în împărăția aceasta, deci cum a fost Sfântul Marcu Franciscanul, deci cel din munte care a fost rănit cu mâncare din cer, fie cum a fost Maria Egipteanca, răpită în rugăciune un metru de la pământ, de un cot, cum spune în viața ei, fie sfinții care s-au proslăvit și n-au putrezit și noi alergăm la moaștele lor. Și aici e o problemă. Vedeți, noi din lipsa gândirii și a inteligibilului din noi, pentru că noi avem minte, asta e marea taină, orice om are creier. Creierul este partea psihosomatică materială, deci e partea carnală care procesează informația. Ăsta e rolul lui, a creierului. Asta e explicat de doctor, de medic, de biolog. Dar în momentul în care tu pătrunzi în omul lăuntric, vorbești de suflet și de puterile sufletești. Și sufletul are cele trei mari puteri date de Dumnezeu. Nemurirea, inteligența, deci puterea de a gândi, și rațiunea, deci ca să precep, să procesezi informația, dar e cuvântarea, partea vorbitoare. Deci nici o făptură de pe pământ nu se asemănă cu omul. Nici, dacă vreți, din regnul animal, nici din regnul vegetal, nici din regnul mineral. Numai și numai omul. Deci, asta e taina. Puterea cuvântătoare. Oare de ce a lăsat Dumnezeu gură omului? Tocmai ca să comunice amândoi și să stea de vorbă. În momentul în care noi spunem că vedem, că eu mă întorc de unde am rămas, nu, asta era esența, aici a fost o explicație, noi spunem așa, dar ce, dar eu nu văd? Da, unul își face ochelari, după dioptrie, de la 15 până la 20 și până la 1, și înapoi, și cu plus și cu minus. Aia este vederea de ansamblu. Este vederea lumii căzute. Este vederea lumii în care ne desfășurăm. Dar avem nevoie de vederea duhovnicească, din care să înțelegem de ce oamenii nu văd. Și am să vă dau o pildă simplă. Chiar în mod expres am pregătit-o pentru astăzi. Ne-am învățat și când auzim uneva de o minune, gata, am umplut autocarle și toată lumea e la Ierusalim să vadă Sfânta Lumină. Am auzit de o minune la o mănăstire, toată lumea e în autocare și la mănăstirea respectivă. Dar nu știu pentru ce să duc acolo. Să duc și las un pomelnic, așa a învățat omul, să fac o faptă pentru Dumnezeu. Să duc, pupă icoanele, cască gura, admiră florile, dealurile, copaci, mai opresc la o margine de crâng și mănâncă, mai opresc la un bufet și-și cumpăr un dulci, și când se întoarce și băi, așa de frumos a fost, așa de bine m-am simțit, mi-am încărcat bateriile. Ce a făcut omul în această situație? S-a detașat psihic de problemele vieții. Deci pentru o clipă, repet, pentru o clipă a trecut prin esența pură a Evangheliei, care zice cel ce lasă și mamă, și tată, și frate, și soră, și holdă, și casă, și masă, acela este vrednic de mine. Și acum voi o să spuneți, dar ce, părinte, nu m-am întors la ele? Păi te-ai întors la ele. Dar peste 3 zile vii și îmi spui, părinte, deși am fost în perilinaj la mănăstiri, deși m-am închinat, am dat pomelnic, am atins pe acolo, mi-am luat aghiazmă, mi-am luat anafură, tot tulburat mă simt. Păi e normal să fii tulburat, fratele meu. Păi tu te-ai întors la viața de dinainte. Tu știi ce ai făcut?
a experimentat ca în terapia intensivă. Era în leșin, ți-a pus punga cu sânge, ți-a pus perfuzia și când ai văzut că încep să merge, ai luat-o la fugă cu sportivii. Când s-a consumat energia medicamentoasă, tu iarăși ești leguma de dinainte. Deci Duhul Sfânt s-a retras de la tine, că tu iar stai și bei cafea, iar stai la telenovele, iar te cerți, iar bârfești, iar latria iurea și te cerți în familie și n-ai răbdare, iar te muști cu vecinii, iar înjuri, iar furi, iar bei, iar fumezi. Deci vezi, de fapt, tu ai auzit un singur lucru și a strigat zicând, cine e acesta? Și i-au spus cei ce treceau, Iisus Nazarineanu. Aha, deci pentru o clipă orbul din tine l-a descoperit pe Iisus Nazarineanu. Pentru o clipă, chiorul din tine, mutul, puturosul, amețitul, adormitul din tine, își dă seama că e nevoie de Dumnezeu. Dar când patimile răscolesc trupul și sufletul, tu te întorci cu bună știință la ele. Și iată ce înseamnă starea de trezvie despre care striga cât putea orbul. Ce vrei să-ți fac ție? Vreau să văd! Păi dacă vrei să vezi, nu mulți pereninajul, că te vei simți la fel ca înainte. Înmulțește îmbunătățirea vieții. Pune rugăciune lângă rugăciune, post lângă post, metanie lângă metanie, evlavie lângă evlavie, liturghie lângă liturghie, faptă bună lângă faptă bună, lasă cleveteala, lasă răutatea, lasă dușmânia, lasă zgârcenia, lasă avariția și așa mai departe, patima, tot ce vrei. Și în felul acesta, tu începi să vezi un alt mod de a nu vedea. Ce face creștinul nostru? Pretinde că în realitate nu e așa. Pretinde că și-a găsit un duhovnic și-l ascultă dumnezeiește. Dar sfaturile le ia de la duhovnic, iar faptele sunt de la dracu. De ce? Că nu concordă faptele din ce a vorbit cu duhovnicul cu ceea ce face el în realitate. Tu îi spui roagă-te, el vine și spune nu m-am rugat. Tu îi spui postește, el spune părinte, n-am putut posti. Tu îi spui închină-te, părinte, n-am putut să mă închin. Oh. Deci tu tragi spre această orbire. Miopia din tine crește cu fiecare faptă în parte până duce la orbire. Schimbă sensul vieții și du lucrurile unde e direcția lor. Umblați în lumină cât aveți lumina. Că cel ce umblă în lumină știe unde merge. Și de ce știe cel din lumină unde merge? Păi n-a spus Hristos, luați jugul meu și povara mea că ușoară este, învățați de la mine că zblând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Fiți ființi precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Iată ce frumos! Astea sunt cărările luminii, țâșniri de lumină, becurile alea de pe marginea drumului din 50 în 50 de metri. Și în societatea asta plină de progres și de cultură și de globalizare și de emancipare și de secol de viteză, toate spuse după o logică. De ce n-a pus becuri din metru în metru? De ce le-a pus până bate lumina unul din celălalt? Ca tu să ai o cărare luminoasă. Așa e și rugăciunea omului. Nu poți să pui la un drum de 10 km un bec la începutul kilometrului 1 și unul la kilometru 10. Pentru că nu o să bată chiar dacă ar fi în linie dreaptă. Tu ai să zărești lumina în zare, dar parcursul e pe întuneric. Așa e și omul care nu se roagă și nu merge la biserică. Are becul din cap, conștiința, care îi spune că trebuie să fie în lumină și mai are becul din celălalt capăt, care e Hristos, spre care el crede că poate ajunge. Dar Evanghelia vine și îi confirmă. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Dacă păcărare e o groapă, dacă e o apă, dacă e un dușman, dacă e o fiară, dacă e o patimă, dacă e o nenorocire, dacă e un necaz, tu de unde știi dacă n-ai lumină? Dacă îndești în trezvie, ai porunca care am discutat-o adineaure. Cel ce mă iubește și păzește poruncile mele, Tatăl meu va veni la... Deci,
cel ce mă iubește păzește poruncile mele și tatăl meu îl iubește pe el și eu vin cu tatăl meu și ne facem să lași la el. Deci eu mă fac nu numai căutător de lumină, ci purtător de lumină. Așa să lumineze faptele voastre ca lumina în sfeșnic, ca oamenii văzând faptele voastre cele bune să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Și atunci tu te miri de ce spun, vedeți, noi avem tendința de a vorbi de ecumenism, de a vorbi de fatalism ortodox, de a vorbi de fundamentalism ortodox. Noi suntem cei mai tari, cei mai corecți, cei mai, raiul e numai a nostru, nimic nu mai este în jur, totul e moarte. Ortodoxia e viață în conceptul nostru pământesc. Dar în realitate, întrebat fiind odată mitropolitul Antonia al Ardealului, zice, în alt preasfințite, în iad, sunt creștini? Și să vedeți ce frumos a răspuns. În lumina Sfintelor Scripturi, iadul este gol. L-a golit Hristos la înviere. Dar în lumina faptelor bune, iadul geme de creștini. Deci, vedeți? Scriptura a venit să ne dea o doctrină prin care iadul să stea gol. Dar faptele noastre îl umplu la loc. De aceea, cei care aud ortodoxie spun așa, bă, aveți legi frumoase, învățături frumoase, dar viața lasă de dorit. Deci noi ortodoxi ne auto-batjocorim propria instituție spirituală numită biserica. Ați văzut cum stau tăți ca proștii? Ai văzut un pop bat, ai văzut un pop hoț, ai văzut o monahie curvă. Vai ce fericit sunt! Ce sunt ăia, mă? Îi copilul lucutare, îi băiatul lucutare, îi fata lucutare, cine-i mă să așătați? Ortodoxi din România. A cui biserică l-a botezat pe ăla? Biserica din România. Cine l-a călugărit sau l-a preoțit pe ăla? Biserica din România. Ce este biserica? Totalitatea credincioșilor creștini. Din gunoaie scoți gunoaie. Filaret de Moscova. Îmi dai mame bune, îți scot duhovnici buni. Îmi dai duhovnici buni, îți schimb fața lumii. Deci, vedeți? Deci, când vezi la ProTV sau la Antena sau la televizor o porcărie, nu râde. Plângi și miră-te că a ajuns instituția cea mai înaltă, forul superior al sufletului, biserica întemeiată de Dumnezeu, 1 Timotei 15 cu 3 sau 3 cu 15, stâlp și temelia adevărului, bat jocora unor nemernici care nici nu știu Tatăl nostru și crezul. Cine își dă cu părerea despre biserică? Cel care nu s-a spovedit și nu s-a împărtășit în viața lui odată. Dacă îl întreb cine-i Dumnezeu, nici nu știe că dacă se scrie cu D mic sau D mare. Deci, vedeți? Trebuie să fim foarte atenți. Orbirea vine și din nuntru și din afară. De aceea a strigat cât a putut orbul. Doamne, vreau să văd! Asta e dorința noastră, să putem vedea, să vedem adevărul, calea și viața, să vedem lumina lumii. Auzi ce frumos strigă în postul mare când omul e postit și patimile sunt puține și nevoința e multă. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Tare greu este pentru bietul ortodox să se scoale dimineața și să zică, bună ziua, Doamne, Tu m-ai creat, Tu m-ai făcut, Tu-mi dai mâncare, Tu-mi dai soare, Tu-mi dai sănătate, îți mulțumesc că exist, îți mulțumesc că ai grijă de mine, îți mulțumesc că nu mă treci cu vederea și mă păzești în fiecare clipă și pentru bunătatea Ta și pentru răutatea mea mi-ai pus și un înger păzitor chiar lângă mine. Și îi spui românului, păi să faci îngerul păzitor. Păi, întâi e prea lungă, mă plictisesc, mai bine fac Tatăl nostru. Păi, ai nevoie și de tatu, dar ai nevoie și de sluga lui. Când ești mic, ce face măta? Îți spune bonă. Bona aceea e îngerul nostru păzitor. Că Dumnezeu nu te poate ține de mână, doar te călăuzește. Dar lasă bona în preajma ta și el își vede de treburile cerești, care are și alte misiuni. Trebuie să-i oprească pe extratereștri, să nu vină peste noi să ne fure planeta, trebuie să le repare și la ea OZN-urile când se strică. Are preocupări Dumnezeu, nu stă, trebuie să vadă ce mai gândesc oamenii de știință, ce născociri mai scot ateii,
are de făcut procese verbale. Auzi ce spune Scriptura? Nu defăimați pe unul din cei mici, oricare ar fi el, că-i ateu, că-i păgân, că-i budist, că-i mahomedan, că-i ortodox. Îngerilor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Orice făptură cuvântătoare și rațională, înzestrată cu suflet viu, că este păgân sau este botezat, este în subordinea îngerilor lui Dumnezeu care veghează pământul, că altfel ar fi un haos. Dar trebuie ochi ca să vezi. Și atunci când te scoți, spui, Sfinte Îngerul Păzitor, vieții mele, roagă-te Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Ia ca ce grea rugăciune de spus. De ce v-am spus toate astea? Pentru că în final, auzi ce spune Scriptura, vezi credința ta te-a mântuit. Deci cei ce vor umbla în lumină vor vedea taina credinței. Care este taina credinței? Dumnezeu s-a vestit de îngeri, Dumnezeu s-a arătat în trup, Dumnezeu a mântuit lumea, s-a răstignit și a înviat, s-a înălțat la cer pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Și când ai să înțelegi acest adânc de taină, toată esența Evangheliei, ai să știi de ce ești în biserică sau de ce ești ortodox. Până atunci îți dai cu părerea la colțul străză și faci și tu ca toți prostanii. Ai văzut ce biserică slabă? Nu biserica e slabă, Duhul Sfânt e același. În fiecare sfântă liturghie, Hristos înnoiește sângele bisericii și mântuirea sufletelor noastre devine o înviere de moment. Sunt mii de învieri pe fața pământului în fiecare clipă și Hristos se arată și se cunoaște oamenilor la frângerea pâinii. Dar trebuie să aibă ochii lor deschiși ca să-L cunoască. Vezi? Credința ta te-a mântuit. Și în final spune așa, și îndată a văzut și mergea după el slăvind pe Dumnezeu, iar poporul a dat laudă lui Dumnezeu. Deci exact ce v-am povestit eu până acum, dacă avem noi fapte bune, îi atragem pe alții la ortodoxie. Dacă avem noi credință dreaptă, să laudă și biserica prin noi și noi lăudăm biserica prin noi și Dumnezeu ne laudă pe noi că am cinstit biserica. Că așa spune, a mers după el slăvind pe Dumnezeu. Aș fi curios, orbul din mine și cu orbii din voi, dacă vor înțelege de aici încolo, că numai mergând după El și slăvindu-L pe Dumnezeu, vom putea să facem pe toată lumea să slăvească pe Dumnezeu. Amin.